Da, vorbim de două cluburi total diferite, a călor politică este total diferită în sensul că la FCSB conduce patronul și partea tehnică, nu mă refer la antrenamente, ca acolo nu, dar schimbări, primul 11 și așa mai departe și dincolo un club unde lumea, fiecare știe ce are de făcut și care are un antrenor foarte bun. Ca și calitate la jucători, ca și calitate vorbesc, fcsb ar fi trebuit să aibă mai multe puncte în momentul de față, dar tocmai de aceea nu au mai multe puncte și nici nu cred că o să aibă mai multe puncte din cauza interferențelor patronului. Dincolo, Mandolini face o treabă extraordinară. Dacă vorbeam cu toții la acest început de campionat, că au pierdut practic, și îți dau un singur exemplu, portarul. Ei, uite că au luat un portar de 21 de ani care rezolvă două probleme majore. Una, portema val valorii a postului de portar și a doua, problema jucătorului sub 21 de ani. Care să ai portar sub 21 de ani este cel mai mare avantaj în momentul de față. Că la ce fără nu ai 6-7 șuturi pe poartă sau eu știu, nu te asediază. Și atunci oamenii au calculat din poartă până la ultimul om demonstrația de aseară cu patru jucători puși pe bancă titulari, demonstrația de forță între, în fața unei echipe nu ușoare, sepsi, dar care sigur cu problemele ei, eu cred că spune totul despre felul în care vor aborda acest campionat. Dacă la începutul sezonului și după de veita, vorbeam cu toții și spuneam că FCSB-ul va defila și va avea foarte multe puncte, eu cred că nu va fi așa. Lupta e clar că va fi în două, cred eu, față de anul trecut când au fost trei sau patru. Eu cred că, mă rog, Craiova și Rapidul nu vor avea forța să se țină după aceste două echipe, pentru că sunt două echipe cu jucători foarte valoroși. Dar, repet, diferența, cred că, până la urmă, se va face la antrenori. Mihai, iată, Florin zice că, dacă e să ne uităm la valoarea jucătorilor, poate că FCSB ar fi trebuit să aibă un avantaj mai mare față de ce Cluj. Când ai fost acolo, antrenor, ai simțit că Gigi Becali este o piedică pentru evoluția echipei? Nu neapărat, dar în ceea ce privește ce spunea Florin și la fel și tu, mă uit la Djokovic, că la FCSB este rezervă și la CFR jucat titular, fără, era unul dintre cei mai buni jucători. Deci este clar că se întâmplă Sunt jucători valoroși și este un lot valoros, dar... Așa cum spunea și Florin, din punct de vedere, vorbesc din punct de vedere al antrenorului, organizarea jocului este mult mai, mai solidă la CFR Cluj. Adică vedem o echipă în reconstrucție până la urmă. CFR Cluj s-a debarasat de foarte mulți jucători, a foarte mulți jucători, s-a schimbat jumătate din echipă, nu știu dacă a mai rămas Deac și... Cei mai buni jucători până exact, la Exact, cei mai buni jucători. Axul central. Și atunci e, 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 se prezintă foarte bine, chiar dacă au făcut niște schimbări. Este clar că Mandorlini este un antrenor bun, este un antrenor care este lăsat să-și facă treaba. E, arată bine. Eu aici aș pune și, aș pune și pe rapid în, lupta pentru, pentru titlu, pentru că am văzut meciul rapid CFR, mi s-a făcut o, 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 diferență foarte mare. Adică rapid a jucat, ora a jucat foarte bine rapid, ori a fost foarte slabă sau fricoasă CFR, nu știu. CFR arată, este solidă, o echipă solidă, dar eu văd și în rapid o echipă puternică anul acesta. Apropo de similitudini cu sezonul trecut, crezi că se sparge acest grup al celor șase? Părea să fie un grup care se detașează de restul campionatului, cel cu FCSB, CFR Cluj, Craiova, Șep și Farul, Rapid. Crezi că acest grup va fi spart și vom avea o altă componență a playoff ului în acest sezon? Eu cred în păi primul eventual rând... Eventual și sau farul să piardă, să zic eu așa... Aș vrea să abordez, e foarte bună întrebarea ta, această întrebare cu două răspunsuri, în două planuri. Primul, cam de vreme s-au detașat două echipe de grup după nouă etape, sau cât au trecut, avem diferență mare dintre primele două clasate și următoarele trei, care au, vă asigur, diferență mică, patru puncte. 11 etape până 11 până acum, dar mi se pare totuși că este prea mare diferența. Cred că anul acesta vom avea minim o echipă, dacă nu chiar două, față de ce am avut anul trecut în play și mă gândesc aici, mă gândesc așa, văd Sibiu, care este o echipă foarte puternică, Clujul, atenție, Universitatea care vine din urmă și eu, care spun de foarte mult timp că și-au făcut un lot și văd că în continuare acolo se investește și va fi o echipă grea a campionatului, mai văd de ce nu face Ucraiova, care poate să vină acolo și atunci va fi de o bătaie. Petrolul, ce zice, petrolul este acolo cu toate, cu ultima etapă jocul de la și nu m-a dat pe spate, să zic așa, dar sunt ca puncte sunt acolo, sunt la bătaie, dar cu siguranță că în iarnă se vor simba multe, Mihai. Majoritatea echipelor vor umbla la loturi. Eu cred că să da Dumnezeu să nu fie așa că nu acest lucru, se vor schimba, se va schimb, se vor schimba și niște antrenori în timpul cel mai scurt. Și atunci, dar la iarnă lucrurile se, se, vor, se, vor, regla. Dar cred cu siguranță, cum ai spus și tu, cred cu tărie că da, vom avea minim o echipă, dacă nu chiar două, față de ce am avut anii trecuți în play Hagi cu farul, cu siguranță că de la meci de la meci vor fi din ce în ce mai bine și vor veni acolo sus, cred eu. Va fi bătălia mare pentru accederea în play-off. Da, aștept și părea să fi început iarăși foarte bine sezonul. Cu aici Super este, Cupa este cu victorii, cu o serie de meciuri în care nu a primit niciun gol, cu un parcurs decent în preliminariile Conference France League. Mihai, aici s-a întâmplat ceva în întreruperea de la echipa națională. Eu cam bănuiesc ce s-a întâmplat, din ce informații mai am așa. În afară de accidentarea jucătorilor, care este una care dă dureri de cablu ciobii și vedem cum improvizează și pe zonele laterale și pe zona centrală, dar cred că în întreruperea aceea s-a întâmplat ceva în sensul, ori s-a încărcat prea tare, ori s-a dat mai liber așa, în sensul că după ultimul meci au avut liber 3-4 zile. Și din păcate, uite că n-a fost de bun augur. Da, până la urmă sunt o echipă omogenă, se joacă împreună de vreo 3 ani, cred că mulți jucători, 80% aproape, joacă împreună O echipă care a câștigat trofee, mi, mi, cel puțin din afară se vede un grup bun Dar sincer nu-mi nu explic nici eu această cădere a celor de la Sepsi Au forța să-și revină, au putere, au calitate jucătorii, au un lot bun dar, așa cum spunea și Florin, mai vin și din spate, mie cel puțin Ucluj, mi se pare o echipă care poate să vină. Pentru că, dacă stăm bine să ne uităm prin jucătorii pe care i-a luat, cred că e Craiova CSU-2, foarte da, mulți jucători, jucători. Adică, jucătorii care s-au bătut la Craiova pentru campionat, pentru cupă, acum sunt la Ucluj și aici Nucleu Plus, Alex Chipciu, jucător foarte bun. Deci, în continuare, fac achiziții. E clar că se vrea mai mult acolo, e clar că se vrea play-off-ul la, la Ucluj, cu siguranță. Și, și cu un efort financiar da, destul de mare. Exact, cu exact cu și cu un efort financiar ea. bun,